Bună dimineața! E 6 și un pic, nici nu s-a crăpat de ziua, sunt în aeroport și vă iau cu mine probabil într-una din cele mai interesante călătorii pe care urmează să le fac. Urmează să ajung în cel mai important loc de cercetare în ceea ce privește vaccinurile. Cercetătorii care sunt pe punctul de a descoperi, după 100 de ani, un nou vaccin împotriva tuberculozei, au acceptat să stea de vorbă cu mine. Sunteți gata? Și eu. Am traversat toată Europa ca să ajung până aici. Sunt la Wavre, undeva în Belgia. Vreau să aflu cu adevărat, de la sursă, ce e cu acest nou vaccin de tuberculoză? Pentru că poate fi cu adevărat o piatră de hotar. Mi-am dat întâlnire cu unul din cei 2000 de cercetători pe vaccinare de aici, Emmanuel Hanon îl cheamă. If you think that we have passed the golden age of vaccines, let me tell you that I think you are wrong. Mă duc să-l caut. It took more than 15 years. Why? Because tuberculosis is a bacteria. It's a very complex disease. Actually, the latest vaccine that was discovered, it's more than 100 years ago. It's called BCG. And it only prevents severe disease in children. It does not prevent infection of individuals. Ceea ce ar fi de dorit e un vaccin care să fie efectiv pentru tot restul vieții, pentru că, așa cum a explicat domnul doctor, ceea ce avem acum nu funcționează. Însă vaccinul care vine arată cu totul altceva. Trial evaluated the ability of the vaccine to prevent the reappearance of the disease in those that are infected. We demonstrated in that trial that we could reduce in the overall population by more than 50% the reappearance of the disease. Tuberculosis is a big priority across the world for very important countries, for WHO, for the Gates Foundation and for GSK. So my dream would be that it will not take an additional decade to get it. I really hope that we will be able to make something available before that. Proiectul la nivel mondial este să oprim tuberculoza până în 2035. Nu știu dacă chiar se poate. Now we are tackling the most deadly and dangerous infectious disease. I want to manage the expectation. I think we should have the ambition to go after that. Thank you. Vaccinul ăsta nu îi vizează numai pe cei sănătoși, ci îi ajută și pe cei care sunt infectați acum cu microbul tuberculozei. Organizația Mondială a Sănătății și ONU au un proiect ca până în 2035 să închidă capitolul cu tuberculoza, Stop TB, NTB. Că va fi așa, nu știu, cert este că există speranță. Eu mă duc la aeroport, mă întorc acasă. Sunt lucruri importante pe care le-am aflat. Mă bine, pa, pa!